A început programul Rabla pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice, programul Rabla a început din data de 4 februarie. Persoanele fizice se pot adresa de marți, 8 februarie 2022, producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul programelor Rabla Classic și Rabla Plus, se arată într-un comunicat de presă acordat de către administrația Fondului de Mediu. Într-un interviu acordat pentru STV, președintele AFM a explicat cum funcționează programele Rabla și ce aduce nou anul acesta. Exact așa cum era și în 2021, Rabla clasicul înseamnă că până la urmă achiziționăm o mașină tot cu motor termic, până la urmă, sau cele hibride, dar fără posibilitate de încărcare. Deci, prin Rabla clasic se pot achiziționa numai mașini cu motoare termice sau hibrid simple, sau mild hybrid, cum se zice la producător. Și Rabla Plus-ul, de fapt, înseamnă mașini cu emisii zero, adică electrice, 100%, sau mașinile plug-in hybrid, sau FEV-urile, plug-in hybrid electric vehicle, cele care sunt hibride, dar se pot încărca, adică au o autonomie de 50, 70, 80 și 100 de kilometri, ceva de genul. În 2021, programele Rabla au început pe data de 26 aprilie, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele fizice. Bugetul de anul acesta este cel mai mare din istoria programului și este de 1,2 miliarde de lei, ca până în 2024 să ajungă la peste 1,4 miliarde de lei. Deci, în total 1,24 de miliarde de lei și în 2023 suplimentăm cu 10%, adică 1,36, ceva de genul. În 2024 iar suplimentăm cu 10% și pe lângă acea suplimentare de 10%, Rabla Classic. Din Rabla Classic în fiecare an scoatem câte 50 de milioane, adică dacă anul acesta e 560, anul viitor este 510 și în 2024 460 și restul până la bugetul suplimentat cu 10%, să fie adăugat, o să fie Rabla Plus. Deci 850 o să fie în 2023 și 1 miliard 40 de milioane, dacă nu mă înșel, în 2024.